Doi polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au fost felicitați și premiați de către Direcția de Ordine Publică pentru identificarea cooperativă a doi bărbați care ar fi sustras 20.000 de lei din locuința unei femei. Furtul a fost urmat de scene cuprinse dintr-un film de acțiune. O urmărire ca în filme a avut loc în urmă cu aproximativ o lună de zile în localitatea Strehaia, județul Mehedinți. Doi bărbați care, folosindu-se de metoda distrugerii atenției, ar fi sustras 20.000 de lei din locuința unei femei de 76 de ani. Polițiștii mehedințeni au fost sesizați de bătrână cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi pătruns în locuința sa. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care în urma verificărilor efectuate a identificat în trafic un autoturism care avea specificațiile semnalate de partea vătămată. Direcția de Ordine Publică din cadrul IGPR a transmis certificarea de apreciere polițiștilor din cadrul Poliției orașului Strehaia pentru recunoașterea și aprecierea contribuției lor în soluționarea unui caz de furt. Astfel, agent șef principal de poliție, Angel Gheorghe, și agent de poliție, Filibent Adrian, au primit distincțiile acordate împreună cu felicitările transmise atât de forurile superioare, cât și de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți pentru identificarea cu operativitate a doi bărbați care, folosindu-se de metoda distragerii atenției, ar fi sustras 20.000 de lei din casa unei femei de 76 de ani.